UPL vă recomandă Reliance. Bună seara, domnilor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Iată că discutăm din nou despre importanța asigurărilor agricole. Aș spune eu că e un subiect mereu de actualitate, atâta timp cât fermierii noștri vor înțelege să facă asigurări. Sunt de asemenea foarte multe situații în care cei de acasă, cei care ne urmăresc, caută fel și fel de răspunsuri vis-a-vis de aceste asigurări. Iar în seara asta aici, în prima oră de emisiune, căutăm să le răspundem tuturor celor care nu au o asigurare agricolă, care se gândesc, și cred că ar fi momentul să tratăm cu maximă seriozitate acest subiect, cu atât mai mult cu cât observăm aceste schimbări climatice, vedem ce feste ne joacă vremea, sunt practic anotimpuri greu de definit, avem temperaturi ridicate câteodată în luna noiembrie, călduri, secetă, schimbări climatice, și pentru toate astea e bine să prevenim, să nu ne trezim că suntem practic puși la pământ cu ghilimele de rigoare de aceste fenomene meteo extreme, când putem să apelăm la o poliță de asigurare, la un broker de asigurare, iar atunci putem sta ceva mai liniștiți știind că practic munca noastră este tot timpul bine păzită de către societățile de asigurare. Da, mai multe detalii și mai multe amănunte ni le poate furniza doamna Georgiana Rusu, director executiv Clubul Fermierilor Români, broker de asigurare. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Și eu vă mulțumesc pentru prezență, și domnul și Ciprian Olteanu, fermier, bună seara și dumneavoastră, mulțumesc pentru prezență! Bună seara! Domnul Olteanu, o să vă rog să-mi permiteți să încep cu doamna Rusu, pentru că dumneai reprezintă o instituție respectabilă, și anume Clubul Fermierilor Români, broker de asigurare, care are o experiență de peste 11 ani pe piața agricolă, și aș profita de experiența asta căpătată în timp și de faptul că știți foarte bine să preîntâmpinați, să ajutați fermierii atunci când e cazul, să ne spuneți cum ați văzut dumneavoastră și cum etichetați, catalogați evoluția pieței. Într-adevăr, avem 11 ani de experiență. Suntem un broker specializat pe partea de tot ce înseamnă asigurări agricole. 96% din portofoliul nostru înseamnă doar asigurări de culturi agricole, ceea ce înseamnă că suntem aproape de fermier. M-ați întrebat cum este piața. În acest moment nu pot să spun că este într-o evoluție, pentru că știm foarte bine că sunt foarte multe zone din țară în care rapița și grâul nu au răsărit. Fermierii încă nu știu ce să facă, dacă să-și asigure sau nu, nu știu structura pe care o vor avea cu aceste culturi de toamnă, dar mergem către ei, mergem cu ofertă, mergem cu o paletă foarte largă cu tot ceea ce se întâmplă în piață. Vis-a-vis de ce s-a întâmplat anul acesta, în primăvară piața a scăzut cu 25%. Asta poate și datorită faptului că în primăvara lui 2022, când puteam să încheiem polițe de asigurare pentru culturi de primăvară, dar și culturi de toamnă, asigurătorii au crescut puțin prețurile, de ce, sau cotele de primă, de fapt, în termenii noștri, pentru că rata daunalității a crescut foarte mult și la asigurători. Și atunci este clar că sistemul piramidal care face parte din sistemul de asigurări, în care sunt foarte mulți clienți care plătesc și primesc
despăgubiri cei care au probleme și care au un eveniment, au avut o rată daunalității destul de mare și atunci, clar, și cota de primă a crescut. Ne așteptăm acum în toamnă, să zic, la o creștere față de anul trecut cu un 10% ca și procent, ținând cont că anul trecut s-au asigurat undeva la 2.925.000 de hectare. Sperăm că anul acesta să asigure undeva la 3 milioane de hectare, dar încă fermierii nu știu dacă să-și asigură cultura datorită acestor probleme care sunt cu fenomenele meteo din acest moment. Cam asta este ce este în piață în acest moment. Da, asta e situația. Din păcate, am văzut cu toții aceste fenomene meteo care au perturbat mediul economic, care pun pe jar fermierii români și cu atât mai mult pe cei care nu au o poliță de asigurare și practic sunt nevoiți să meargă pe riscul lor, cum se spune. O să căutăm să vedem ce e de făcut pentru toți cei care nu s-au asigurat și nu au încrederea necesară, pentru că sunt și astfel de situații în care oamenii pur și simplu stau să mai gândească sau trăiesc cu senzația că natura îi va ocoli. Cred că e o abordare greșită din punctul meu de vedere, pentru că nimeni nu mai poate să garanteze în ziua de astăzi că la tine în zonă nu vor fi fenomene meteo extreme, cu atât mai mult cu cât am văzut în anii trecuți ce s-a întâmplat chiar pe aici, pe la Făcăieni, prin Ialomița. Tornade, uragane, exact. Grindină în luna noiembrie, când nu s-a mai întâmplat acest fenomen în luna noiembrie. Seceta care este de atâția ani și pe zone, partea de Banat a țării care anul acesta în primăvară a existat o secetă destul de urâtă, sunt niște fenomene pe care nu putem să le gestionăm. Gestionăm. Și atunci cred că singura portiță prin care afacerea fermierului să fie protejată este această asigurare de cultură. Corect, așa, aveți dreptate. Bun, haideți să mergem și la domnul Ciprian Olteanu și l-aș întreba care sunt cele mai frecvente riscuri cu care se va confrunta în zona, cu care de fapt se confruntă în zona dumnealui. Da, auziți, da? Da, da. Cel mai frecvent risc este acela de secetă. Da. Cu seceta ne confruntăm chiar și în aceste momente. În zona noastră, din estul județului Călăraș, am avut ultimele precipitații între 20 august și 10 septembrie, undeva 4 ploi a câte 10-12 litri, care ne-au ajutat să înființăm cultura de rapiță. Chiar eram foarte fericiți că aveam o suprafață record procentual vorbind de rapiță răsărită pe ferma noastră. Dar uite că cu această toamnă foarte călduroasă, foarte secetoasă, am avut parte de foarte mulți dăunători, foarte multe cicluri, și acum vedem că rapița noastră se usucă. Avem câteva suprafețe cu rapiță în 6 frunze și vedem cum abia mai rezistă. În ultimele două zile am avut parte de precipitații semnificative, vorbim de 1 litru, 2 litri pe parcursul a 5 ore. Cred că mai mult primim din ceața care este dimineața decât din ploi adevărate. Însă anul acesta ne-am dat cu încă un fenomen meteo extrem. Am avut parte de o furtună cu grindină puternică și cantități semnificative de precipitații într-o perioadă foarte scurtă. Și am avut aproape la 1000 de hectare de cultură.
două instalații de irigat cu pivot au fost răsturnate pur și simplu, deci îndoite de furtună, și daună la articole convenționale între 40% și 20%, iar la cultura de producere de sămânță porumb, deci porumb de hibridare, am avut daună de 100%. Da, mari pierderi și însemnate pentru orice fermier, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră și irigați, iată că nu sunt feriți de anumite riscuri nici cei care irigă. Ne-a explicat domnul Olteanu ce s-a întâmplat acolo în zona Călărașului, căci acolo își desfășoară dânsul activitatea și cu siguranță că mulți se regăsesc în spusele domnului Olteanu, de aceea revin la doamna Rusu și vreau să ne spună care sunt aspectele pe care vă bazați pentru a veni în dezvoltarea pieței și mai ales pentru a fi cât mai aproape de fermieri. Facem ceea ce ar trebui să facă fiecare broker sau fiecare reprezentant de la asigurător, respectiv să fim serioși, să prezentăm fermierului în momentul în care ne ducem cu ofertă și prezentăm condițiile de asigurare, să prezentăm și plusurile, dar și minusurile pe care le are fiecare asigurător, pentru că fiecare asigurător are în condițiile de asigurare niște riscuri asigurate. Fiecare risc asigurat din cadrul condițiilor de asigurare sunt specifice. Și atunci, clar, trebuie să fim foarte, foarte serioși cu fermierii și considerăm că suntem aproape de el în momentul în care venim și cu plusuri și cu minusuri. În același timp, ținând cont acum că există o submăsură, respectiv submăsura 17.1, prin care sunt subvenționate primele de asigurare, 70% din prima eligibilă a unei polițe de asigurare, asta înseamnă că din prima totală a fermierului, undeva la 50-60% se întoarce către fermier, nu 70% din prima totală. Este o mare greșeală să credem că dintr-o primă totală 70% se întoarce la fermier. Nu. Dacă fermierul își mai alege și riscul de incendiu din orice cauză sau riscul de alunecare de teren sau nu dorește o franșiză de 20% atinsă pentru că nu este convenabil pentru fermier să meargă cu o franșiză atinsă pe o poliță de 20%, și își răscumpără această franșiză la 10% deductibilă, toate aceste lucruri sunt cumva într-o primă neeligibilă. Tot în această primă neeligibilă mai venim și cu partea de creșterea producției. De ce spunem lucrul ăsta? Pentru că este un asigurător și sunt asigurători care pot să vină în momentul în care fermierul vede cu 30 de zile înainte sau după ce cultura are rod, vede că producția pe care și-a asigurat-o, și aici chiar aș vrea să dau un exemplu, dacă, nu știu, mi-asigur la grâu, îmi iese o producție conform condițiilor de eligibilitate de 4.000-4.500 și eu văd că producția mea este mult mai mare de 4.500 și că am o producție de 5.000-5.500, asta înseamnă că asigurătorul vine, îmi face o constatare, îmi face o inspecție de risc și se poate mări producția care este asigurată în poliță de la 4.500 la 5.500. Pentru această 1.000 de kilograme pe care eu o măresc în polița de asigurare, de ce? Pentru că trebuie să îmi măresc această producție ca în cazul în care am un eveniment și am o daună să pot să fiu despăgubit corect. Această primă se duce pe partea de neeligibilitate. Deci există o bucată, cum spunem noi, buzunarul fermierului, partea de neeligibilitate, și mai există
o bucată de eligibilitate cu anumite condiții din ghidul sub măsurii 17.1, de unde fermierul primește 70%. E foarte important ca în momentul în care discutăm cu fermierii și suntem aproape de ei să specificăm acest lucru. Am văzut foarte multe oferte în piață în care fermierii au venit către noi și au spus eu iau 70% din prima totală. Da, pentru că polița era doar cu eligibilitate, dar trebuie foarte mare atenție că în momentul în care eu nu răscumpăr acea franșiză, în caz de daună, despăgubirea este foarte mică, ținând cont că este o franșiză atinsă de 20% pe poliță. Deci atenție foarte mare în cadrul unei polițe de asigurare pe cultură. Dacă doriți să răscumpărați valoarea, trebuie să aveți și o parte eligibilă și o parte neeligibilă ca despăgubirea să fie în favoarea fermierului. Bun, luăm 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat. Bun, am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Continuăm să discutăm despre ceea ce se întâmplă în piața asta a asigurărilor și o să vorbim pe mai departe cu cei implicați, anume doamna Georgiana Rusu, respectiv Ciprian Olteanu. Apropo de domnul Olteanu, e un fermier care sunt convins că și-a făcut asigurare și acum stă liniștit. Domnul Olteanu, cunoașteți avantajele asigurărilor agricole. Cum v-au ajutat aceste polițe de asigurare în anul acesta, în 2022? Ați anticipat bine că suntem aproape asigurați. Trebuie să analizăm încă o. Chiar astăzi am primit-o din partea echipa de la brokerul de asigurare. Da. Echipă căreia îi mulțumesc că, sincer, sunt o echipă de profesioniști, o felicit pe doamna Rosu și vreau să vă spun că chiar și mă oferă cât de bine sunt detaliate informațiile și acum fermierul vede exact ce este eligibil, ce nu este eligibil. Adică lucrurile sunt foarte transparente și e clar că ei primesc feedback de la fermieri și adoptă toate informațiile venite astfel încât activitatea lor se îmbunătățește. Revenind la ce vă spuneam înainte, suntem victima unui fenomen meteo extrem întâmplat anul acesta, dar urmă a fost acoperit de o asigurare. Dar foarte ceea ce spune doamna Rusu, am făcut speciale pentru că trebuie să spunem că greșim noi fermierii, deși am fost de câteva ori de echipa de la broker, noi nu am mărit sumele asigurate. Noi am păstrat niște sume din toamna anului 2021, iar în prisma creșterilor de preț de vânzare ale cerealelor, aceste prețuri erau prin comparație insuficiente ca să acopere costuri. Asta a fost greșeala noastră. E foarte important să fim atent pe ce avem asigurat, să nu vă gândiți doar la suma inițială pe care trebuie să plătiți, la polița pe care trebuie să o plătiți, ci trebuie să vă asigurați că polița de asigurare este relevantă în condițiile care sunt mereu schimbătoare. Deci e o dinamică de care trebuie să țineți cont. Și aici noi am greșit, dar chiar și așa am beneficiat de pe urma poliției de asigurare. O parte din daună am reușit să o recuperăm. Noi am mers pe o franșiză pentru că și lucrul acesta este foarte important, așa cum spunea și doamna Rusu. S-ar putea să te trezești că plătești cea mai mică poliță, dar când vine momentul despăgubirilor să rămâi cu buza umflată. Și deși oferta inițială era pe 15%, am mers pe varianta de 10%. Era și o variantă de 5% pe care noi nu am mers la acel moment. Și da, suntem
o fermă care încearcă să asigure culturile agricole și e păcat că încă sunt fermieri care nu beneficiază de această submăsură, de această măsură 17, nu se știe cât timp va mai fi această măsură. Deci sunt câțiva ani, nu știm câți, în care e păcat să nu beneficiem de ea. Practic costurile sunt reduse substanțial. Și nu mai văd motive. Da, care e motivul, domnul Olteanu, pentru care colegii de-ai dumneavoastră refuză să facă lucrurile astea? Din punctul meu de vedere, relația fermier-asigurator în România, cel puțin, este una foarte proastă. Trebuie să recunoaștem că atât de partea fermierilor sunt antreprenori printre noi, care gândesc că dacă nu reușesc să ia un ban din acea poliță, în acela înțeleg că au făcut-o degeaba. Și încearcă tot felul de șiretnicuri. Pe de cealaltă parte avem și societățile de asigurare care în momentul în care vin să constate daunele invocă tot felul de, știți cum e, de articole printre articole pe care un fermier poate nu are timp să le citească sau nu le-a studiat cu destulă atenție. Sau sunt scrise cu litere mici. Ceea ce este scris cu litere mici, așa cum spune și doamna Rusu, și ea vă poate ajuta în citirea acestor polițe. Ăsta este încă un lucru pe care trebuie să-l aplaudăm. Și chiar și eu vă spun că activitatea asta de evaluare a daunelor pe cele 1000 de hectare a fost făcută în 2 zile. La prima evaluare am participat și eu și nu am fost de acord cu ea. Am cerut din partea brokerului un expert pe care l-au trimis și ei și am solicitat o a doua evaluare din partea asiguratorului. Iar la a doua evaluare n-am mai putut să mă duc pentru că nu mă mai ducea sufletul. Adică lucrurile nu sunt chiar atât de ușor de digerat în momentul în care vezi suprafețe întregi distruse și știi câtă muncă și cât efort financiar depui. Cred că asta e principalul motiv pentru care fermierii nu vor să asigure. Au impresia că nu primesc ceea ce sau că nu primesc ceea ce se așteaptă. Ei au așteptări nerealiste și societățile de asigurare încearcă să tragă cât de mult se poate plata daunelor în jos, bineînțeles. Eu n-aș da vina numai pe fermier, pentru că știu ce se întâmplă. Lucrez de 22 de ani în asigurări. Și știu ce se întâmplă și care este percepția și la broker și la asigurător. Cred că noi, cei din asigurări, ar trebui să avem mai multă etică profesională. Exact ce spuneam, să spunem clientului și plusuri și minusuri. Este ca atunci când îți face asigurare la mașină, pentru că toți avem casco, RCA-ul care este obligatoriu, și când știu că eu în casco am totul asigurat, nu știu, și avarii, și dacă mi-o zgârie cineva, și dacă mi-o sparge, și mă trezesc că mi-o zgârie cineva, dar eu nu am acel risc. De ce? Pentru că vânzătorul are să fie cât mai ieftin și să vândă acea poliță de asigurare. Bun, haideți că discutăm despre toate același lucrurile astea după publicitate. Îmi cer scuze, trebuie să iau câteva minute de publicitate și o să le explicăm oamenilor cum stau lucrurile încât să poată depăși astfel de situații.